Un moment foarte așteptat de mine, să-i avem invitați la Timpul Chitarelor pe rockerii de la Phenomenon. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă apariție pe scena rock românească din underground din ultimii ani. Bine ați venit! Bine v-am găsit! O să-l prezint pe chitaristul pe care știu, l-am urmărit mai mult pentru că și eu am fost chitarist, Andrei Bălașa, rugându-l să-i prezinte pe ceilalți membri. Bineînțeles, îl avem pe Cătălin Tamazicaru la voce, Alex Ursache tobe, Robert Axentoaie bas și Alex Sasimi troi chitară. Andrei, am auzit de voi exact atunci când ați câștigat în urmă cu vreo 3 ani selecția națională GBOB Global Battle of the Bands. Da, da. Așa este? Da, da, așa este. După care v-ați dus la? La Londra. La Londra. Cum a fost acolo? A fost o experiență extraordinară pentru noi. Au fost trupe din toate țările și toate stilurile posibile și a fost tare să ne comparăm cu ei și să vedem ce au ei și ce n-avem noi. Sau invers. Sau invers, da? A contat faptul că ați apărut acolo într-o finală a trupelor din toată lumea, adică ați avut, știu eu, ceva ecouri, fie și pe Facebook sau... Da, da, încă păstrăm relațiile cu mai toate trupele de acolo. A fost super bine în acest punct de vedere. Am fost foarte bine apreciați. De când a început trupa și de ce? Ei, trupa a început de acum 5 ani. Da, aproape 5 ani. Aproape 5 ani. Andrei a format trupa împreună cu Asi, după care am venit eu la voce și asta e ultima formulă. În rest nu mai contează. Ați avut la început un obiectiv, vrem să sunăm precum, știu eu, him? Nu. Nu neapărat. Întotdeauna am încercat să ne definim noi stilul. Bine, normal că am avut diverse influențe, dar acum ne-am găsit noi calea, să zicem. Și de aici încolo o să încercăm să ne formăm și să o definim cât mai bine, să avem un sound cât mai bun și mai original. Cum a fost experiența lansării acestui prim CD, nu știu, are un an mai mult? Phenomenon Victims of Changes? Un an. Da? Da, albumul a fost format anul trecut în mai. Și a fost o experiență extraordinară în pregătiri și pentru formarea acestui album. V-am văzut la Câmpul Lung în toamnă, a fost senzațional. Și chiar m-a impresionat faptul că aveți un public al vostru, adică în momentul în care ați apărut voi pe scenă, să spunem că Phenomenon erau invitați în recital la Posada Rock, la Câmpul Lung, o anumită
parte a publicului nu s-a retras, dar din publicul care era acolo pe scaune au venit mulți, cei mai mulți de seama voastră, dacă nu mai mici, jos în fața voastră pe scenă. Da, este adevărat. În orice loc în care mergem, avem publicul nostru. Văd pe Facebook, ne cunosc de pe Facebook, ascultă piesele pe YouTube sau alte site-uri și după ce le place, normal că vin la concerte. Unde suntem noi, acolo sunt și ei. Vă influențează cumva părerile care vin de la auditoriu, de la fani legate de o piesă sau alta, sau de o anumită direcție stilistică? Da, sigur că părerea fanilor contează foarte mult în formarea unei piese, feedback-uri, mereu suntem pe fază să vedem ce crede publică despre el. Andrei, aveți un disc, eu am văzut la un dat pe net și un clip. Erați voi într-o permanentă săritură, așa, dacă îl mai țin de sau mai multe, nu știu. Da, acela este un clip mai vechi, la Bagarifu, care înainte de acest disc. Însă acum lucrăm la un nou clip și la o nouă piesă. Piesa se numește United, este pe YouTube și sperăm să iasă bine. Ca să faci muzică, cum spunea un chitarist de la Voltaja cu 20 de ani, îți trebuie bani, în primul rând. Da. Vă înțelegeți cu părinții la acest capitol? Da, este bine că cu părinții mei e mai mult decât o înțelegere și susținere. Și da, ne înțelegem destul de bine, altfel ar fi fost destul de greu, însă toți părinții au înțeles și ne susțin în ceea ce facem. Vă mulțumesc mult. Ne mulțumim. Și o să vă invit pe scenă, nu înainte de a adresa o întrebare, pentru că sunt mai multe discuri aici, Phenomenon, Victims of Changes, pentru fanii emisiunii Timpul Chitarelor de pe Facebook, cum se numește noua piesă care va fi însoțită în curând de videoclip a grupului Phenomenon. Iar pe voi vă invit pe scenă, mulțumesc! About the things I do that I have done. I'm not
din nou Fenomenon pe scenă, de asta dată cu o primă audiție la Timpul Chitarelor, United. Fenomenon! Like one big family. Life is nothing without trust.